M-a nenorocit, mă, băiatul meu. Deci nu mai pot, am spatele praf. Mă dor toți mușchii la tot corpul. Deci aici, la spate, m-a terminat, nici nu mai simt. Mă dor toți mușchii. Vreau să spun că au fost trei paleți. În tot Africa a fost o tonă de bagaje care le-am cărat. Dar la sfârșit s-a meritat atunci când cari în casa ta. Să vă arăt ce imagine am dimineața. Mă trezesc. Uite ce frumos. Asta e din dormitor din spate. Și acum mai să vă arăt și din față, să vedeți. Și așa se vede în față. Nu știu dacă se observă aici din filmare, dar aia este marea. La doar câțiva kilometri. Ce, ați uitat cum era priveliștea prin Germania? Vremea de Germania. Asta e vremea de Germania, uitați-vă aici. Apă, lac, gheață, zăpadă, tot ce vreți voi. Așadar, dacă doriți să cumpărați o casă sau o locuință aici în Spania, în primul rând trebuie să o căutați cum trebuie. Există, aș spune, 4 site-uri destul de mari unde puteți căutați. Aș recomanda direct Idealista, ăsta este cel mai folosit și acolo cu siguranță o să găsiți ce trebuie, dar vă mai puteți uita și pe Fotocasa, îi spune, și de asemenea există 2 app-uri care sunt, cum ar veni, eBay Kleinanzeigen în Germania și OLX în România, îi spune Wallapop și Mil Anuncios. Deci aici aș căuta prima oară și de ce aș face asta și m-aș uita poate pe mai multe, pentru că există posibilitatea să găsiți același anunț direct de la proprietar și atunci direct nu mai trebuie să plătiți acel comision la broker. Mai departe există 3 posibilități de a cumpăra. În primul rând poți cumpăra cu banul jos, care ar fi cea mai simplă modalitate în cazul care avea acești bani. Dacă alegi să plătești cu banul jos, atunci trebuie să știi că toți banii trebuie să fie în contul proprietarului, deci în contul vânzătorului, înainte să ajungeți la notar. A doua variantă este, îi spune aici, alchiler con opțion de compra, adică tu închiriezi apartamentul și ai și opțiunea de a-l cumpăra. De fel, aici trebuie să dai undeva la 15-20% avans din valoarea imobilului, după care toți banii aia de chirie care tu îi plătești se vor scădea direct din suma care tu trebuie să o ai în maxim, să spunem, 2 ani de zile. Și bineînțeles, a treia variantă, faci asta cu banca, trebuie să ai o foaie oficială de la bancă, cum că îți dă creditul și tu trebuie să ai asta când te duci la notar acolo și semnați. După care urmează programarea la notar. Acolo, să știți, de fel, costă undeva între 250, poate coste chiar 500 de euro, deci nu are o valoare fixă, să spun eu așa, cum e, de exemplu, în Germania, unde 2% sau, mă rog, cum e prin alte părți. Și să știți, după ce ați semnat la notar, voi primiți direct cheile. Deci, de exemplu, în Germania, acolo, știți cum e, trebuie să așteptați o grămadă de timp ca să primiți cheile. În Spania, după ce ai cumpărat și ai semnat la notar, ai primit cheile și după aia poți să te duci direct în casa ta. Ei bine, acum să știți, după ce a semnat la notar, trebuie să așteptați undeva la vreo 2 săptămâni de zile și veți primi toate foile alea oficiale prelucrate de notar. Iar acolo o să primiți de asemenea o foaie specială cu care voi trebuie să mergeți la banca voastră din Spania, deci unde v-ați deschis cont bancar în Spania și trebuie să ai cont bancar în Spania, pentru că tu te vei duce acolo și cu acea foaie tu vei plăti taxele oficiale pentru acea achiziție de imobil. Să știți, de exemplu, aici în Valencia este 10%, deci dacă cumperi un apartament de 100.000 de euro, trebuie să dai 10.000 de euro la stat. Dar în funcție de județ poate să varieze acest procent. Și să știți, de exemplu, în Valencia, dacă vă cumpărați până faceți 35 de ani, o să plătiți doar 8%.
cum a fost și în cazul nostru. După ce ați fost la bancă și ați plătit acele taxe, o să primiți o confirmare de acolo de la bancă, iar cu acea confirmare trebuie să mergeți la, îi spune, centro liquidatoria, deci e un loc unde trebuie să te duci și să arăți că ai plătit oficial acele taxe pentru stat. Și după ce ai fost și acolo, te duci la centro de registro, deci la centru de registru din orașul în care vă aflați, și acolo va trebui să arătați acest lucru și ei o să vă introduc atunci oficial ca noi proprietari, să știți. Acolo, de asemenea, o să coste undeva la 250 de euro, 500 de euro, în funcție de valoarea apartamentului. În cazul nostru a fost undeva la 250 de euro. Și cam asta e tot ce este de făcut și de știut aici în Spania pentru a avea propria ta casă, propriul tău imobil. Așa a fost în cazul nostru. Și ce vă pot spune, dragi prieteni, este că e cel mai bun lucru care l-ați putea face, pentru că, după cum știți, în loc să dai vreo 6-700 de euro sau chiar și 500 de euro chirie, poți plăti jumătate pe lună și stai în casa ta. Vă urez mai bine și ne vedem mai departe cu alte videouri.